Thank you.
Stați puțin. Hai, un minut, un minut. Hai că nu doare, nu doare. Un pic, un pic. Mai stăm puțin. Nu-i gata. Nu vorbiți că ieși. Vă ziceți două vorbe, domnul, dacă toți suntem aici în așa așezați. Mă, stați acolo. Astăzi ne-am adunat pentru a 8-a oară la Târgu Ocna, cei care am fost la petrol la Foraș Târgu Ocna. Deci sărbătorim ziua petrolistului care a fost voi, dar noi sărbătorim astăzi 155 de ani de când s-a forat prima sondă în România, la Mosoare, și 64 de ani când a luat ființă întreprinderea de Foraș Târgu Ocna. Și cu ocazia asta avem invitați și de la primărie, domnul Cibotaru, care o să ne ofere masă gratuită. Nu. Ia niște picuri. Orașul Târgu Ocna și o bucățică de sare de la Salina. Când venim înapoi, o să fii la restaurant acolo, o să ne arate la film orașul Târgu Ocna cu vina Salina și ce am făcut noi când ne-am adunat în 2011, avem înregistrat cu câțiva din aia care nu mai sunt azi, ingineri șef care au fost
mașina așa, director ăsta și bineînțeles și ăștia care sunt astăzi aici prezenți, care au vorbit, da. O să-i dea atunci când ne întoarcem de la Măsoare. Am înțeles că sunt și director general aici. Avem aici. Păi zice două vorbe, dacă e. Hai domnule, ce a fost, ce a fost de spus, a spus domnul Barna. Ce vreau să vă spun este că nu e întâmplătoare întâlnirea asta care se face de 8 ani. Este o legătură sufletească între oameni. Nu mă așteptam să ajung să se fie așa. Și nostru sată, domnul director Ștefanoiu, vin din toate părțile și de la distanțe foarte mari. Și unii care sunt bolnavi, unii care au posibilități mai reduse. Și se adună aici în fiecare an și ne întâlnim, constatăm, stăm de vorbă, suntem destul de mulți, e greu de organizat. Dar rămân niște amintiri foarte frumoase până la urmă. Am început ucenicii aici la devinerea asta. A stat 15 ani. Face ani de paracurs. Și frumos pe toți care au fost pe drumul meu. Adică a fost pentru nu mai știu pentru mine. Dar îi cunosc pe toți așa. Amintesc de anumite întrebări care au făcut de cursul activității. Nu ne dorim decât să ne întâlnim cât mai des. Să ne dea Dumnezeu sănătate, să ne dea, știu eu, bucurii și... Să trăim cât se poate de mult. Și să ne întâlnim de câte ori în fiecare an. Ar fi bine. Până nu se știe. A vorbit domnul inginer Ștefanoi Gheorghe. Domnul inginer Ștefanoi Gheorghe fost a lucrat la noi aici la Târgu Ocna, după aia s-a fost director la Trust și mai este printre noi și domnul inginer Vespan Gheorghe, care a fost și parlamentar. E pe aici undeva. Unde e? Ar fi bine să păstrăm și un moment de reculegere, că acum, de vreo câțiva ani de zile, s-au dus foarte mulți din șefii noștri și din ăștia lanți, dar din șefi așa foarte mulți s-au dus, tineri, până în 60 de ani. Da, bună ziua! Numele meu este Cristian Ciubotaru. Sunt administratorul public de la Primăria Târgu Ocna. Sunt aici prezent în numele domnului primar Ștefan Șiloche. Astăzi dânsul n-a putut să ajungă la această manifestare. Sunt emoționat că particip și văd atâți petroliști, oameni care au pus bazele acestui oraș, oameni care au pus bazele acestei Românii. Și mă bucur că astăzi, într-o zi frumoasă de toamnă, sunteți aici prezenți, veniți de pe mai multe meleaguri, veniți de prin toate zonele. Permiteți-mi ca să vă ofer un pliant cu orașul stațiune turistică Târgu Ocna și un mic simbol cu sare, pentru că de petrol sunteți sătui. Și... Poftiți? Am vrea să mai zic la bani. Și noi am vrea ca petrolul să redevină întreprinderile care borează și care exploatează petrol, să redevină ceea ce au fost. Dar suntem într-o economie de piață și nu o comentăm. Eu vă urez multă sănătate dumneavoastră, întregilor familii care v-au sprijinit și v-au înțeles atunci când mergeați pe toți munții ăștia în România și căutați aurul negru. V-au înțeles, v-au susținut și iată că astăzi sunteți aici și ne aducem recunoștința noastră către dumneavoastră. Vă urez succes în continuare și la cât mai multe ediții de acum încolo. Distracție frumoasă! Vă oferim și un simbol, orașul Târgu Ocna.
vreau să-i rog pe colegii mei să mă ajute. Pe urmele noastre, Voinești pe locul 2 pe țară, pe tronul, pe urmele noastre, veteran de peste 80 de ani. O să fim! Să luați și mâinea un pian cu fratele ăsta. Nu mai ce mult de la ieri am fost toată ziua îngreblat aici. Nu am vrut nimic. Săracu, dar cum se îngrebla asta? Aurel, hai, o să rip eu ăla la jambă. Păi, m-am fii când m-am fii, dar acum nu m-am mai fii. Aia! Hai, golul ăla, hai! Hai, golul ăla! 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 Hai, gol
Solomon, hai de acolo, Solomon. Hai de acolo, Solomon. Hai de acolo, hai de acolo. Hai să mai dau, 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 E bun cu șaia. Poate un unele cazuri mai... Hai pe aici. E fărăria aia. E bucata, da? Ne filmați, ne dați la televizor. Mai am un obicei, un hobby mai puțin pe fratele, mai trimbat mult cu sănătatea lui Mircea. Uite, domn Mișică Băcăreanu, merge... A, da. Și? Da, a fost. Așa, dă-și domn Mișică Băcăreanu, el merge la... Îi ții de el, da? Te duce până la drumul nou. Da, da, da. Ce le iată la cineva? E un băiat bun, un băiat bun la... Da, da, da. Așa e. Da, da, da. Îi ții de el, că eu nu m-am. Hai, trebuie.
E, ce să-i faci? Așa e... Da, e bun. Da, nu, poți să-i comite. Dar știu, nu. Păi, ne bagă, nu? Ce motiv?